proiectul pompierii și managementul situațiilor de urgență Recaș Zagubica a ajuns la sfârșitul perioadei de monitorizare 2019-2024. Prin achiziția celor două mașini de pompieri de ultimă generație s-a reușit reducerea timpului de intervenție și eficacitatea stingerii incendiilor. Utilajul multifuncțional dotat cu o cupă de încărcare pământ, o lamă de zăpadă, un rezervor de apă cu înaltă presiune și un tocător vegetal cu braț articulat a ajutat la dezăpezire, la transportul pământului, la curățenia de pe marginea drumurilor și la tăierea arbuștilor. Echipamentele pompierilor voluntari din Neopren, rezistent la foc, le-a înlesnit acestora munca în condiții de siguranță. Pompele de apă de mare și mică capacitate au fost folosite la eliminarea apei în surplus din inundații. Proiectul Pompierii și Managementul Situațiilor de Urgență Recaș Zagubica a avut ca finalitate reducerea riscurilor potențiale provocate de situațiile de urgență, precum incendii cu tremure, inundații, manifestări meteo extreme, epidemii și s-a dovedit a fi un succes real.